Are multă ambiție, puține dorințe și două locuri de muncă. Și nici o mână este povestea lui Florin Burcea, un tânăr care nu așteaptă nimic de la nimeni. El doar oferă. Deși a rămas fără mâini în urma unui accident, lucrează 10 ore pe zi, este angajat la un club sportiv, livrează mâncare pe bicicletă și are grijă de fetița lui de doar 4 ani. Florin Burcea avea 14 ani când viața i s-a schimbat. A încercat să recupereze o minge ajunsă lângă un transformator electric, iar mâinile i-au fost distruse până la coate. Probabil că așa a fost. Fiecare are un drum și probabil că drumul meu ăsta a fost. Și-a terminat studiile și a cunoscut marea iubire în urmă cu 6 ani, iar împreună o fetiță, cel mai mare dar pe care i l-a făcut viața. Când sunt lângă cea mică, uit de tot. E universul. Când ajung acasă, de la lift sare în brațe. De 14 ani lucrează la clubul sportiv Dinamo, iar de câteva luni este și curier. Livrează mâncare pe bicicletă. Lucrează uneori și 10 ore pe zi, dar nu spune niciodată că este greu sau că se simte obosit. Chiar acum a venit o comandă. Trebuie să ajung la Plata și după aceea pe bulevardul Brașov. Să conduci o bicicletă sau ca să dai rest, să te descurci cu banii fără două mâini, este un lucru extraordinar.